Alpine Stars, unul dintre cei mai mari producători de echipamente moto, nu încetează să ne uimească cu noutățile în acest sezon. Și după ce cu o săptămână în urmă v-am prezentat cel mai nou sistem de protecție cu airbag, Vesta Tech Air 3, azi, împreună cu Sabin, prietenul de la magazinul Moto Emotion București, vă prezint geaca Alpine Stars Bogota Pro. Bun găsit, prieteni! Salutare! Bogota Pro pentru că este a treia generație de Bogota. Exact. Nu este o geacă nouă. A apărut întâi Bogota, după aia Bogota V2, adică versiunea a doua. Iată că versiunea a treia se numește Bogota Pro și cred că nu greșesc. Este foarte aproape de o geacă profesională pentru că are foarte multe îmbunătățiri față de generațiile anterioare. Este o geacă pentru 3 sezoane. Da. Care are 3 straturi, în afară de geaca principală, și ne-am îmbrăcat fiecare cu această geacă ca să o vedeți în 2 versiuni coloristice. În afară de geaca principală, are stratul impermeabil, mesada impermeabilă să-i spunem, și mesada termică. Ele pot fi purtate separat, adică presupunând că plecați la drum și nu ți-ar arata floaie, se desface geaca, mesada termică, și dacă e cazul se poartă, dacă nu, nu. Iar stratul impermeabil, care este finisat cu membrana Dry Star, exact. Se pune în bagaj, se pune în buzunar, unde vreți voi. Ajungeți la munte și începe să plouă. E, marele avantaj la acest model de geacă este faptul că stratul impermeabil poate fi pus peste geacă. Deci nu trebuie să te dezbraci la chiloți ca să-ți pui geaca de ploaie undeva la mijloc, între geacă și aia termică. Exact. O pui deasupra. Din nou, nu este singura geacă din lume care are acest sistem, dar foarte puține modele de geci au posibilitatea să pui pe deasupra stratul termic. Și evident, pentru că este gândit ca un fel de geacă de ploaie separat, ea are și porțiuni de galben fluorescent și arată ca o geacă individuală de ploaie. Bun, acum începem cu noutățile tehnice. Da, are față o elistire de generația anterioară, mai mare. Are un sistem de ventilație foarte complex. Și cum e rezolvat el? Pe piept, prin scoarici, este un panou care trebuie rulat. Să zicem că n-ai nevoie de foarte multă ventilație. Îl rulezi jumătate și îl prinzi în capsă. Dacă e foarte cald, îl rulezi complet. Și iată că o porțiune mare de pe piept este ventilată, stânga, dreapta. Povestea asta este completată de ventilația de pe mânecă, pe o distanță destul de mare, croită, foarte deșteaptă. Da, care vine și cu un reglaj foarte interesant, exact. Un reglaj care strânge geaca pe mână și ține aerisirea deschisă. Deci reglajul are dublu rol. În primul rând, îți potrivești geaca cu ventilația închisă pe măsură și a doua, dacă e foarte cald, ții ventilația deschisă ca să intre cât mai mult aer. Evident că aerul intră, dar trebuie să și iasă pe undeva. Și atunci producătorul a prevăzut acest mare panou pe spate, care la fel este rezolvat cu același sistem. Se rulează. Din nou, dacă nu e foarte cald, îl rulezi jumătate, la nevoie îl rulezi complet și tot panoul ăsta de pe spate este o plasă, un mesh, care îți asigură evacuarea aerului. În rest, buzunare, buzunărașe, mie mi-au atras atenția aceste prelungiri ale cheiței fermoarului. Din nou, multe geci au chestia asta, dar aici sistemul ăsta e atât de deștept încât n-ai nicio problemă să tragi de fermoar cu orice fel de mănușe groasă. Foarte simplu. Bun, deci, geaca este disponibilă în 4 variante coloristice, în dimensiuni care încep de la S până la cât e nevoie. 4XL. Și bomboana pe tort. Prețul acestei noi geci atât de tehnică și atât de frumoasă. 1860. 1860 de lei, redus de la 2000. Nu știm cât timp durează această reducție. 2000 de lei este prețul recomandat de producător. Ei bine, 1860 de lei cu tot cu TVA pentru o geacă atât de complexă este un preț excepțional. Și evident că geaca poate fi comandată și cumpărată din magazinele fizice Moto Emotion București, Cluj, de pe site-ul importatorului Moto Emotion, dar și din rețeaua de magazine partenere, principalele magazine care vând
echipament moto în România. Aproape toată lumea este partener al firmei Moto Emotion. Vă duceți la magazinul local și presupunând că nu are în raft geaca Alpine Stars Bogota Pro, evident că o poate comanda la București. Una dintre cele mai plăcute surprize în ultimul timp și sunt entuziasmat pentru că chiar îmi place această culoare. Probabil că nu se potrivește la orice culoare de motocicletă, dar eu în ultimul timp folosesc una mai verde. Și atunci olivul ăsta este excepțional. Din nou o surpriză plăcută, Alpine Stars a pregătit și pantalon la această geacă. Tot pantalon Bogota, pe care o să vi-l prezentăm cu altă ocazie, dar cred că o geacă cu pantalon culoarea asta te scoate în față. Cred că acoperă informațiile. Da, ce mai putem spune că pe partea de protecții... Protecții avem nivel 2 coate umeri, exact. Și este pregătită pentru instalat protecție dorsală. Și din nou o surpriză plăcută, aici, iată, poate fi instalată protecție de piept. Nu sunt multe geci care au acest buzunăraș pentru protecția de piept. O protecție cerută în competiții. Da, asta nu e o geacă pentru competiții. Sfatul meu călduros este să vă rupeți 2-3 ore din timpul acordat altei activități și să faceți o vizită la magazin, pentru că geaca arată foarte bine și în poze și în filmări, dar în realitate arată mai bine. Și în clipa în care pui mâna și simți calitatea materialului, îți dai seama de calitatea întregului produs, a gecii. Împreună cu Sabin, până la povestea viitoare, vă doresc mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă. Salutare!